și eventual, sau eventual ocupate de mașini parcate, pietonul este obligat să circule neregulamentar pe carosabil. Deci într-un sistem de share space, de utilizare în comun, dar neregulamentar. Și iată cum se întâmplă accidente. Atunci, cu atât mai mult, într-un spațiu reglementat în acest fel, lucrurile pot să se desfășoare mai mult. Iată utilizarea și neregulamentarea străzilor tradiționale în care se află. În ceea ce privește municipiul Sibiu, noi avem o zonă de analiză. Această zonă de analiză este structurată pe mai multe niveluri de detaliu, și anume trei. Primul este un nivel de detaliu, un nivel de detaliu foarte mare, în care vom analiza realul administrativ al municipiului Sibiu, în cadrul unității administrativ-teritoriale a municipiului Sibiu. Vom realiza colectări de date și în teren. Al doilea nivel este cel definit prin relaționarea municipiului cu localitățile limitrofe, urmând ca nivelul un alt nivel de analiză cu un grad de detaliere mai redus să fie cel care vizează conectivitatea municipiului cu marile rețele de transport național și european, ceea ce înseamnă că planul de mobilitate este privit și prin prisma relaționărilor cu județul, pe lângă cu localitățile, cu județul, cu regiunea, cu țara și chiar cu Europa. În mod evident, planul de mobilitate vizează toate modurile de deplasare și toate formele de transport, atât staționar cât și în mișcare. Așa cum îi spune definiția, el presupune o tratare integrată cu domeniile complementare, pe de o parte, dar și cu alte autorități de la nivel local, regional, central și cu localitățile învecinate. Motorul planului de mobilitate este unul simplu. Planificare pentru oameni, planificarea transporturilor pentru nevoile de deplasare ale comunității în care ne aflăm. Și se concentrează în special pe a satisface nevoia legată de mobilitate a cetățeanului. Din punct de vedere legislativ, planul de mobilitate urbană durabilă a apărut ca o cerință europeană în anul 2013, când conceptul planului de mobilitate a fost enunțat într-una din anexele comunicatelor Comisiei Europene. Ulterior a apărut pachetul de mobilitate urbană, iar în 2014, un ghid cu orientări privind dezvoltarea și implementarea planurilor de mobilitate urbană durabilă. Toate acestea au fost necesare de a se transpune într-un cadru legislativ la nivel național. Legea 350/2001 a preluat noțiunea de plan de mobilitate urbană și a integrat-o în iulie 2013. De asemenea, au fost aprobate în 2016, de curând, normele de aplicare legii 350 privind planul de mobilitate durabilă. Astfel și în România avem un cadru legal de dezvoltare a planurilor de mobilitate urbană durabilă. De asemenea, planul de mobilitate urbană durabilă, așa cum a spus doamna primar, este o condiționalitate pentru accesarea de fonduri europene.